Fetele, am o veste foarte bună pentru voi. Pe 25 noiembrie vine în România și susține Masterclass Goara Vetisan, cel puțin așa sper că se pronunță numele ei, eu îl pronunț cum se scrie. Este o rusoaică foarte, foarte, foarte talentată, dar sunt sigură că deja o cunoașteți de pe Instagram. Și cum vă ziceam, vine în România și susține Masterclass. O să fie 3 categorii: machiaj bridal, machiaj smoky și machiaj transformațional. Și ăla sunt sigură că o să fie mega, mega interesant, pentru că ați văzut ce transformări face ea pe canalul ei. Prețul biletului este de 400 de euro și include coffee break, lunch break și un kit de produse în valoare de 50 de euro. Și partea bună este că pot să ofer o reducere de 10% pentru 10 dintre voi. Așa că neapărat, dacă vreți să participați, vă hotărâți să participați, neapărat să-mi scrieți cât mai repede ca să puteți să profitați de reducerea respectivă. Așa cum v-ați dat seama deja, o să fiu și eu acolo. De-abia aștept să aflu sfaturi și trucuri și așa mai departe. Sunt sigură că o să fie o experiență foarte, foarte, foarte marfă și sper să mă întâlnesc și cu câteva dintre voi. Ca să sărbătorim acest eveniment, m-am gândit să recreez un machiaj de-al ei, v-am cerut și sfaturi pe Instagram, până la urmă însă am intrat pe profilul ei ca să fac un print screen cu machiajul ales de voi și am văzut că tocmai postase ceva nou. Și ăsta mi s-a părut mult mai interesant și mult mai frumos și sunt sigură că și voi o să fiți de acord cu mine. Așa că dacă vreți să vedeți cum l-am realizat eu, urmăriți în continuare. Începem cu primer, pentru că machiajul să reziste cât mai mult timp, și folosesc Shadow Insurance de la Too Faced. Continui cu bază pentru fard și folosesc Powder Puff Lippy de la NYX. V-am arătat și în tutorialul trecut cum folosesc acest ruj ca bază pentru machiaj. Și mă folosesc de pensulă și de acest produs ca să dau forma dorită machiajului. Vedeți că ea aici are o formă mai alungită așa în exterior. Asta încercăm și noi să facem. Mai departe iau paleta asta The Masquerade Mini de la Juvia's. Merg cu Macheda prima oară. Așa aici în forma asta pe care am creat-o. În exterior aici, deasupra mâmbului, are un portocaliu și am și eu aici două nuanțe. Asta este prea bright, nu se potrivește din Zulu. Și atunci cred că o să merg cu portocaliul din Electric de aici, care se numește Slow Burn. Până la urmă o să iau și portocaliul ăla, că mi se pare ușor prea roșiatic. Să o avem aici, portocaliul din Zulu. Acum revenim cu Zulu și o să iau nuanța asta de aici, de galben, pe care o aplic aici în interior. Mai departe o să trecem la partea asta cu pleoapa mobilă, unde vedeți că are verde și albastru și toate culorile. Okay. Și o să aplic un ruj de la Sephora, este nuanța 30. El pun pe mână, e cel mai simplu așa, apoi iau o pensulă. Apoi vin cu nuanța asta de verde, Mali, și o aplic în interior. Aplic asta de Izola. Și la final avem un albastru mat, din ce văd aici. O să aplic Dahlia.
O să vin cu nuanța asta de mov din paleta Zulu, că e mată, spre deosebire de cea din Electric, și o să o aplic aici. Încercând să nu stric linia asta pe care am creat-o. Dar doar o aplic și apoi vin cu o pensulă să o blânduiesc. Acum o să iau nuanța asta de aici, ci, o să o aplic în exterior. Și pe linia genul de jos. Bun, și vin peste cu pensula cu mov, fără să mai au produs, și trec peste liniile astea. Acum o să iau un creion de la Urban Decay, este în nuanța Freak, și îl aplic aici în interior și pe linia genul de jos. Vedem din nou cu nuanțele pe care le-am aplicat pe plapa mobilă și le aplicăm și pe linia genelor de jos. Mergem mai departe și o să iau eyeliner negru de la Inglot și le aplic aici la baza genelor, cât mai aproape. Apoi iau o pensulă din asta rigidă și trec peste, ca să estompesc creionul. Și o să iau și puțin far negru, pe care îl aplic numai aici, în exterior. O să pregătesc pielea cu Prep & Prime, nu mai aplic primer. Și o să folosesc fondul ăsta de ten de la Dior, este Dior Backstage Face & Body Foundation în nuanța 2N. Trecem la sprâncene și o să folosesc Precision Brow Pencil în nuanța Taupe. Mai departe o să folosesc această paletă de sprâncene de la Dior și o să iau nuanța Taupe. Și acum o să iau un spoolie fixativ și le fixez. O să acopăr cercanele și folosesc de la Boys & Berries Lie To Me Pro Liquid Concealer în nuanța 05 sau beige. Mi-ar trebui una puțin de tot mai închisă, dar mi-am cumpărat vreo 4 nuanțe de la 1 la 5, cred că am 1, 3, 4 și 5 și sunt, asta, e cea mai, asta e singura pe care o pot folosi pe mine, deci sunt foarte deschise. Fixăm totul cu pudră și am aici Loki de la Kat Von D. O să folosesc această paletă de la Sleek Makeup și o să combin cele două nuanțe de jos. Le amestec cu spatula. Așa, și peste o să vin cu Makeup Forever Pro Bronze Fusion. Din
știe să aplic niște iluminator lichid și am aici Lancome Custom Highlight Drop în nuanța Rose Gold. Bun, mai departe o să merg cu Pro Light Fusion Undetectable Luminizer, tot de la Make Up For Ever. Și o să aplic nuanța respectivă și aici sub sprânceană. Acum fixez totul din nou cu Fix Plus și trecem la partea de gene. Ea are niște gene destul de impresionante, așa că o să folosesc și eu niște Mink Lashes și sunt Goya Eyelashes, găsiți pe Instagram. Uite, developed in Romania, made in Hong Kong. Aștept să se usuce adezivul meu, îndulez genele. Aplic mascara. Acum aplicăm mascara și pe linia genelor de jos. Așa, și acum să vedem ce are pe buze. Văd că nu sunt foarte conturate buzele, a aplicat doar așa o nuanță foarte subtilă de roz, fără să contureze. O să folosesc un powder Puff Lippy, data asta pentru buze, adică pe buze, și nuanța este Best Buds. O aplic tot așa pe podul palmei și o pensulă pufoasă. Ok. Fac așa ca să arate cât mai faded. Cum arată la ea în poză. Mai dau puțin iluminator. Dar îl iau pe pensula, același iluminator. Și cu puțin Fix Plus. Aplic doar aici pe hotspot ca să fie puțin mai luminos în locul ăsta. Acum fixăm din nou totul cu Fix Plus. Și ăsta e machiaj. Hai fi acolo, atentă, Rodi. Bun. Eu și Rodi, pisica mea de la studio, deci iubita, hai stai cu minte. Uite cum se uită la mine. Ce ți-ai făcut la ochi? Ce ți-ai făcut la ochi? Oh my god! Bun. Noi sperăm foarte mult că v-a plăcut. Și dacă mai aveți întrebări, le lăsați în căsuța de comentarii. Nu uitați de like și de subscribe. Uite, și Rodi vrea un subscribe, de-aia nu stă locul lui. Vrea și un subscribe. Mă, stai tu cu mințica aici, să te vadă fetele. Nu? Deloc? Uite așa, o vedeți de aici? Eu vreau să se culce, mă, ce drăguță sunt! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, nu uitați de like și de subscribe și ne vedem în fiecare vineri cu un clip nou. Vă pup, pa!